Misiunea God's Family a luat ființă la îndemnul Duhului Sfânt și și-a început activitatea în mai 2003 în România. Sunt aproximativ 50 de persoane cărora misiunea God's Family le-a oferit ajutor și i-a înconjurat cu dragostea lui Dumnezeu, încercând astfel să răspundă nevoilor de a fi iubiți și acceptați. Viețile murtora sunt marcate de abuzuri fizice și spirituale cauzate de lipsa de afecțiune a celor din jur. Unii nu-și cunosc părinții, singura lor mamă fiind strada, mediul în care și-au petrecut ultimii 10-20 de ani din viață. Pe stradă au învățat să mintă, să fure, să-și vândă trupurile, să urască și să lovească pentru a supraviețui. La lăsarea întunericului se adăpostesc în canalizări, subsoluri și locuri unde sunt depozitate gunoaiele, împreună cu câinii vagabonzi. Întrucât am coborât în locurile acelea de multe ori, pot să spun că mirosul degajat de mizeria în care trăiesc este greu de suportat. Sunt adevărate focare de infecție, astfel că majoritatea sunt bolnavi. Mulți nu au făcut baie de luni de zile, iar puricii și păduchii mișună pe ei ca furnicile. Pentru a uita de starea în care se găsesc, suflă în pungile cu aurolac, un amestec de substanțe toxice, care inhalat le produce un efect asemănător cu cel al drogurilor. În starea aceea de euforie, nu te mai poți înțelege cu ei. Unii se automutilează și astfel treptat se autodistrug. Avem sprijinul Bisericii Pentecostale din Buzău, astfel că sunt câțiva frați și surori care lucrează în cadrul misiunii God's Family. Ajutorul acordat de noi este în funcție de cerințele celor în nevoie, însă putem concretiza câteva domenii majore, cum ar fi hrană, îmbrăcăminte și încălțăminte, asistență medicală și alfabetizare. Încă de la începutul lucrării am mers zilnic cu hrana rece în locurile unde se adăpostesc, iar în perioada de iarnă le-am dus și ceai sau cacao caldă. În fiecare săptămână, vinerea, le oferim o masă caldă în incinta bisericii. Tot în clădirea bisericii le distribuim și îmbrăcăminte, încălțăminte, geci și pături. Pentru cei ce au probleme cu sănătatea le cumpărăm medicamente, iar pe cei mai grav bolnavi i-am internat în spital. Sunt și cazuri de persoane cu handicapuri fizice care beneficiază de ajutorul misiunii God's Family. Ca urmare a faptului că nu au avut șansa să meargă la școală, mulți sunt analfabeți și au început un curs de alfabetizare cu cei doritori în incinta bisericii. Tot ajutorul material acordat celor de pe stradă a deschis ușa inimilor pentru ca dragostea lui Dumnezeu să pătrundă înăuntru lor. Dorința misiunii God's Family este ca sufletele lor să fie mântuite. Îl iubești pe Domnul Iisus? Iisus, acum e în inima mea. E în inima ta. Nu vreau să-l scot din inima mea, să-l dau la o parte și nu mai vreau să mai fumez, nu mai vreau să supl în aurul acolo, că știi cine mă îndemna pe mine? Diavolul. Câți ani ai suflat în punct? 13 ani. Deci vreo 13 ani ai de când, da. De când. Te-a distrus punga, așa e că da. Te-a distrus? Uite, de la punga ai rămas și fără picior? Că dacă nu trăgeai din punga, nu ți-arunca pe picior? Nu, că Dumnezeu nu mi-a tăiat piciorul. Dar tu când ai ajuns pe stradă? Câți ani aveai când ai ajuns pe stradă? Eu eram fugit de acasă, de la 5 ani, nu, 6 ani. 6 ani. De când stau. Și câți ani ai acum? Eu 28. 28 de ani. Domnul Iisus te binecuvânteze să-ți dea mulți înainte. Amin? Amin. Ce-ți place ție cel mai mult acum când mergi la biserică? Ce-ți place? Ia zi. Îmi place să mă rog. Aleluia. Îmi place să mă rog și de Iisus. În Biserica Pentecostală Buzău a avut loc un botez nou testamental de 13 persoane. Unul din cei 13 a fost un tânăr de pe stradă cu numele de Ion Oprea. La vârsta de 6 ani a ajuns pe stradă și acolo și-a petrecut ultimii 19 ani din viață. Atunci când l-am întâlnit pentru prima dată, ne-a respins atât pe noi cât și mesajul Evangheliei. Când eu l-am chemat pe Dumnezeu sincer în inima mea și am spus, Doamne, dacă Tu ești Dumnezeu cu adevărat, arată-mi calea Ta.
și la un moment dat Dumnezeu mi-a dat toate la o parte. Fie de și țigăle și cafeaua și băutura și multe și multe. Și cu soția mea, familia a fost foarte îndreptată. Cu toate că vedeți dumneavoastră, ei sunt din neamul de Argenta, fac vrăjitorii și multe. Sunt neamul Vanierii, Dumnezeu să-i focuiască și să-i mântuiască și pe ei. Amin. Cu toate sunt din neamul Vanierii. Dumnezeu intră și acolo. La un moment dat, când mă întâlneam cu mama ei, noi divorșeasem în dezembrie, ne rugăm lui Dumnezeu tot în continuu. Și în ultimul timp mi-a spus Dumnezeu că o să lucreze, dar stai, nu te grăbi. Și am spus, Doamne, dar când să stau? Când vine timpul? Și a fost timpul când Dumnezeu mi-a vorbit și știam că Dumnezeu lucrează pe fratele Cătălin și Domnul să-l binecuvânteze. Și mă duceam să iau rochia de mireasă și mi-a spus, ai biruit? Și zic, n-am biruit-o și a biruit Domnul Iisus. Aleluia! Vino Doamne casa mea, păi vino, vino Doamne casa mea. Până când vei ține legământul căsătoriei, până când făgăduiești că o vei iubi, că o vei ajuta, că o vei asculta în tot ceea ce privește relații de familie și vei fi toți credincioși. Domnul să te binecuvinteze. Amin. Street is my home.